Această centură separă zona de intravilan față de zona de extravilan. Terenurile oamenilor au rămas în zona de extravilan. Nu poate să-și mai lucreze terenurile pentru că nu au cum să ajungă la ele cu utilajele. Deci nu s-a gândit nimeni că sunt utilaje mai mari. Au făcut o subtraversare la kilometru 2900 cu un pot tubular cu diametru de 5 metri, dar utilaje sunt și de 6 metri și nu se poate trece în partea cealaltă. Acum avem între a-l opri și a nu mai face ca să poată să-și treacă oamenii voștri cu căruțele sau cu ce trec, sau a nenoroci un oraș întreg. Și problemele nu se opresc aici. Puteți să mergeți pe DN să găsiți o grămadă de pământ și de piatră care stă acolo și a crescut iarba peste ea și nu a fost luată. Puteți să mergeți să intrați pe DN să găsiți intrări, drumuri principale care sunt neasfaltate și în proiect mă gândesc că trebuia să fie asfaltate o porțiune de 50 de metri sau 20, cum l-aveți dumneavoastră. Mergem acum și vă arătăm pe marginea drumului că nu s-a strâns nimic, din păcate, decât a crescut iarba și s-a mers mai departe. Să știți că puteți să scrieți la companie și lucrurile astea se rezolvă. Păi, de ce să scriem? De ce nu vine cineva să ne întrebe cine finanțează dumneavoastră ca responsabil de proiect? Nu aveți obligația asta? Domnul primar, în primul rând aici se discută lucrurile. Păi nu, dar discutarăm că începurăm să spunem și de 2006. Ei sunt în perioada de garanție și de remediere. Dar nu pot să spun că se discută. Atunci plecă, de ce m-a schimbat pe mine? Eu sunt de la Coșoeni, eu plec. Și primarul comunei vecine. Sănătate și la gară. Haideți, domnule, că se discută despre asta. Asta este pe Cârcea, este o investiție foarte importantă. Când a dus să-i vorba despre problema asta, domnul spune... Problemele sunt în perioada de garanție. La CNADR eu am trimis, eu personal am făcut adrese spre Știință și spre Secol și CNADR și Consiliul Județean și peste tot. Deci sunt adrese. Dacă vezi, mai le trebuie toată. Da, ok, la revedere, să rămâi lăs. Dar eu zic că e bine să stăm de vorbă, nu să ne supărăm. Eu așa cred. Stăm de vorbă de 2 ani de când am venit la primăria asta, doamnă. Șeful echipei de consultanță cunoaște această problemă. Din păcate, proiectul nu poate fi modificat. Acesta este realizat pe fonduri europene, procedura este foarte greoaie și s-ar putea ajunge chiar la pierderea finanțării. Nemulțumirile reprezentanților comunității locale nu putem să spunem că nu sunt justificate, dar ele trebuie coroborate cu faptul că această investiție a avut deja toate avizele și acordurile necesare în faza de proiectare. Există posibilitatea de subtraversare pe la un podeț tubular care are o deschidere de 5 metri, prin care pot trece majoritatea utilajelor agricole, dânsii doresc să treacă cu utilaje de mare capacitate care o deschidere de 6 metri. Soluția este ca pentru aceste utilaje să se facă un mic ocol până la prima deschidere a pasajului. Centura de sud a Craiovei este realizată în proporție de peste 90%. Mai trebuie construit pasajul peste calea ferată și două sensuri giratorii. Termenul de finalizare a construcției a fost decalat cu un an din cauza unor lucrări suplimentare la infrastructura podului, care nu au fost prevăzute și a căror necesitate a apărut pe parcurs.